Lămâia, cum să o folosim în scop medicinal, rețete din suc, coajă, sâmburi, lămâia face parte din grupa fructelor exotice, și este vedeta celor mai multe, cure de slăbire și detoxifiere, și diete pentru sănătatea ficatului și abilei. țările sale terapeutice și cosmetice sunt impresionante. În scop medicinal, se folosește atât sucul și pulpa, cât și coaja și sâmburii. Ce conține lămâia? Lămâia este foarte bogată în apă, 86-88%. Conține acid citric, acid malic, citrat de calciu și de potasiu. Dintre vitaminele conținute, cea mai mare pondere o are vitamina C, urmată de vitaminele B1, B2 și B3, A, E și PP. 100 de grame de lămâi conțin 4,05 mg de vitamina C. Coaja de lămâie conține un ulei volatil foarte important pentru sănătate, de aceea nu trebuie să o aruncăm niciodată. Cei care se tem de prezența pesticidelor în coajă, pot scăpa de ele spălând fructele cu bicarbonat de sodiu. Underscore rețete și utilizări medicinale Lămâia nu crește aciditatea stomacului Părerea că lămâia este dăunătoare pentru cei care suferă de hiperaciditate, gastrită sau ulcer, este total greșită. Lămâia nu mărește aciditatea stomacului. Deși are un gust acid, lămâia produce în corp o reacție bazică puternică. În timpul digestiei, acidul citric este oxidat, transformându-se în carbonat și bicarbonat de calciu. Așadar, putem spune că, de fapt, este un remediu alcalinizant gastric deosebit. Rezistență la infecții. Consumul aproape zilnic de lămâie, așa cum este moda astăzi, nu este o exagerare. Cercetările științifice au arătat că lămâia mărește semnificativ capacitatea de apărare a organismului, în special la bolile infecțioase. Uleiul volatil are proprietăți bactericide, prin care ajută la tratarea infecțiilor respiratorii și digestive. Bol de ficat. Curacul cu lămâie are un rol adjuvant extrem de important în tratarea afecțiunilor hepatice, precum hepatite, preciroză sau crize acute hepatobiliare. Amestecat cu ulei de măsline în cantități egale, cât o linguriță, sucul de lămâie ajută la curățarea ficatului și la eliminarea nisipului și calculilor mici. Afecțiunea de aparatului circulator. Lămâia este un tonic cardiac foarte bun, ajutând la scăderea colesterolului și a tensiunii arteriale. Prin efectul de creșterea a elasticității arterelor, consumul de lămâie ajută la prevenirea aterosclerozei. Lămâia este un bun adjuvant și în afecțiunile vasculare, precum tulburări circulatorii, varice sau flăbite, care afectează membrele inferioare. Hemoragii mai puțin se știe despre beneficiile lămâiei în hemoragii, gingivale, nazale, digestive sau hematurii. Stomatită, amigdalită, afte. Sucul de lămâie este un remediu foarte bun pentru afecțiunile gâtului și cavității bucale. Se fac tamponări locale cu o felie de lămâie, badijonări cu sut de lămâie, sau se țin în gură mai multe felii de lămâie cu miere și apă. Angina, sângerări gingivale. Se face gargară, cu suc de lămâie diluat cu apă, de mai multe ori pe zi. Otită, sinuzită, rinită. Se picură câteva picături în ureche, iar în rinită sau sinuzită se pun picături de suc de lămâie în rări, de mai multe ori pe zi. Rețeta de calciu natural. Se adună cojile de la două lămâi, se spală cu oxet de mere, se fierbă, apoi se toacă mărunt și se lasă la macerat șapte zile în sucul de la două lămâi. Se iau câte trei lingurițe pe zi. Se adaugă miere după gust. Vitamina C găsită din abundență în lămâi joacă un rol important în vindecarea fracturilor, datorită efectului de fixare a calciului în oase. Viermi intestinal și oxiuri. Se zdrobește o lămâie cu tot cu sâmburi, bine mărunțiți, și se pune la macerat în apă cu miere, două ore. Se stoarce, și se dă seara, înainte de culcare. Sau se poate urma un tratament cu câte două lingurițe de sâmburi de lămâie zdrobiți cu miere, dimineața, timp de 5-6 zile. Pentru slăbit. Se pune o lămâie păiată felii și o linguriță de flori de mușețel la infuzat peste noapte într-o cană cu apă caldă. Dimineața, se strecoară și se bea. Crize hepatobiliare. Pentru calmarea crizelor hepatobiliare, se stoarce o lămâie, într-un pahar, se taie bucățele și se fierbe într-un vas acoperit cu 300 ml de apă, timp de 20 de minute. După ce se strecoară, în ceaiul obținut se adaugă sucul stors. Afecțiunea pielii. Sucul de lămâie are proprietăți antiseptice și cicatrizante și se poate folosi și extern, prin tamponarea pielii, pentru erupții, furuncule, plăgi infectate, arsuri, înțepături de insecte, hemoragii nazale, negi, herpes sau degerături. Pentru negi, se poate folosi un oțet medicinal din coaja de la două lămâi, pusă la macerat 8 zile în 200 ml de oțet. Se fac unger de două ori pe zi. Ten și păr. Sucul de lămâie ajută la tratarea porilor dilatați, a punctelor negre, a tenului gras, a coșurilor și acneei. Pentru tenul gras se prepară o mască din suc de lămâie și un albuș de ou bătut. Sucul de lămâie adăugat în apa de clătire a părului îi dă acestuia strălucire, fermitate și suplețe. Și unghiile se întăresc dacă se înmoaie în suc de lămâie. Reumatism, gută, artrită, litiază urică Lămâia este foarte benefică în cazul iatezelor urice. Se poate consuma pentru eliminarea depunerilor de acid uric și urați din țesuturi. Anderscore alte efecte benefice, scade glicemia, ajută la remineralizarea și alcalinizarea sângelui, ajută la tratarea răcelilor, combate anemia, reduce migrenele și durerile de cap, ajută în bolile febrile, luptă împotriva obezității. Asterix, sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest canal au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice, vă puteți pune sănătatea în pericol. Ți-a plăcut acest articol? Apreciază-l și distribuie canalul cu prietenii tăi să afle și ei și nu uita să te abonezi.